timp de un discurs telefonic. Vă ascultăm. Vă mai spun o dată bună seara, mai vorbit. Anatolie îmi spune. Păi de ce vorbiți? Poate alții atâta așteaptă, o dată să răzbă. Am avut două întrebări. Vă rog, și a doua întrebare. Da. Asta eu, asta nu e întrebare, dar vreau să propun atât unioniștilor care vor cu, să se reunească cu România, da? Și care doresc în partea cealaltă, nu știu unde, dar nimeni nu ridică întrebare. De ce trebuie noi să ne unim cu România, de pildă? De ce nu România cu noi? Ia ghiși de pentru ce? Că, pentru că Moldova, primul stat a fost din toate țările astea, România. De unde ai auzit din atac chestia asta? De la Schelin? Asta e. Sau de la ideologul moldoveniștilor? Faceți cunoștință cu istoria lui Ștefan cel Mare, că e o carte, nu mai avem o carte. Asta e o istorie care e culeasă din toate istoriile, că țin informații s-o păstrat despre Ștefan cel Mare. Astea-s povești de spus la copii proști. Nu există. Deci, țara românească a apărut în 1339, se pare. Țara Moldovei cu Bogdan I a apărut în 1359, 20 de ani după aceea. Și tot una nu contează, pentru că și Germania lui Bismarck și Rusia Kievană a apărut la Kiev, primele landuri rusești. După aceea s-au unit și au făcut o Rusie mare. Bismarck i-a unit și a făcut o Germanie mare. Nu știu care, Garibaldi a unit toate țărișoarele italiene și a făcut o Italie mare. La fel și țările românești în 1859 s-au unit prin voința divanurilor ambelor state, alegându-l pe Alexandru Ioan Cuza domnitor, și au făcut România mare, care după aceea în 1918 s-a întregit și cu Ardealul și cu Bucovina și mai ales cu Basarabia, care s-a unit prin voința sfatului țării la 27 martie, prima dintre provinciile rupte voluntar s-au unit. Ei bine, ce tâmpit mai poate să spun acum că Moldova a apărut prima? Și ce legitimitate are Moldova, Basarabia asta, să zică că e Moldova dacă capitala lui Bogdan I, Baia, e în România, capitala lui Ștefan cel Mare, Suceava, e în România, ultima capitală a Moldovei, de până la Alexandru Ioan Cuza, Iașu, e în România, Putna, unde e mormântat marele Ștefan cel Mare, e în România. Ștefan nu e mormântat sub monumentul de la Chișinău, oameni buni. E o minciună, e o gogoriță de-a lui Garbuz, de-a lui Ștefaniuc, de-a altor impostori. Ștefan cel Mare e dincolo de Prut. Dacă vi se pare că el e un mare domnitor, haideți să mergem după Ștefan, dincolo de Prut, în România. E părerea mea și altor învățați. Poate nu sunteți de acord, o să continuăm polemicile joi seara după 23:30. La revedere! Dinamicul Public este o emisiune de autor. Opiniile exprimate în cadrul acesteia nu coincid neapărat cu poziția